emisiune electorală. Cică, cum îi place lui Iohannis ciorba? A fost întrebată soția dânsului. Cică, domnule, eu nu știu cum îi place, dar eu oricum eu servesc clocotită. Că până se apucă el să mănânce, oricum sărăcește. Poveștile orașului meu. Adică dacă să fie așa de strujbatic și așa, poate că să fie mai așezat și mai cumpănat, mai cumpătat, s-ar putea să fie o calitate. Noi continuăm discuția noastră legată de aceste alegeri, care mai avem încă 5 zile și o să vedem cine este președintele României. Invitat în studio, deputatul Constanțean. Avem 5 zile de campanie, 7 zile până când aflăm marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 6 zile, corect. Și bine, cu luna de astăzi, care suntem la jumătate. Și cu luna de astăzi. Bine, am să vă rog ca să comentați și mie spotul electoral al președintelui PNL-ului, candidatul PNL-ului pentru aceste alegeri. Spotul electoral al domnului Iohannis. Dar ca să-l comentăm, haideți să-l mai ascultăm o dată. La străbunicul meu, acest ceas. Asta știa el să facă, ceasuri, și le făcea bine, căci merge și azi, după 100 de ani. În 2000, ne-am spus sibienilor că voi face ca lucrurile să meargă ceas. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o altfel de Românie. Normală.